Discutăm în această seară de un lucru foarte complicat și foarte dureros adeseori, despre conflicte și despre felul în care ar trebui să ne raportăm la ele. Și îngăduiți-mi să citesc un text, ne vom referi la multe texte, îl folosim pe acesta ca suport. Un text clasic, am zice noi, pentru acest subiect, deschidem în Romani, în Epistola către Romani, capitolul 12, începând cu versetul 9. Vă citesc începând cu versetul 9 până la versetul 21, tocmai pentru frumusețea acestui text. Foarte practic, Apostolul Pavel ne îndeamnă așa. Dragostea să vă fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea întâietatea altuia. În sârguință, fiți fără preget. Fiți plini de râvnă cu Duhul. Slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc. Binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Plângeți cu cei ce plâng. Aveți acelea simțăminte une față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele zmerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor, dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi. Trăiți în pace cu toți oamenii, prea iubiților. Să nu vă răzbunați singuri și lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să ocupați locurile. Vreau să încep a vorbi despre conflicte și despre rezolvarea lor, aducând înaintea voastră un moment din viața mea, un moment care mi-a rămas foarte viu în memorie, semn că îl știu și acum, și care are cumva legătură cu acest subiect. Era, cred că, undeva prin 2008-2009, deschisesem prima librărie în oraș, avusesem curajul ăsta nebunesc să deschid prima librărie evanghelică în Arad. A mea. Mai erau și altele, dar a mea. Curajul n-a fost foarte mare. A fost cât să mă țină să deschid. Dar pentru că n-am avut un curaj foarte mare, mi-am ales o locație într-un cartier mărginaș al Aradului, cunoscut în Arad ca fiind dormitorul orașului, într-un gang în locul ăla. Ca să vă dați seama cum arăta, era un spațiu foarte mic, foarte umbros, aproape ca o peșteră. Când mă gândesc la locul ăla, acum îmi e rușine. Dar Dumnezeu nu disprețuiește începuturile slabe. Și mi-aduc aminte că într-o zi aveam două încăperi acolo, într-una am făcut eu un pseudo-birou, în alta aveam o librărie care semăna mai degrabă a prozar. Într-o zi mi-a intrat în librăria mea de atunci un preot, un preot ortodox. Văzându-l pe el, mi-am adus aminte atunci și în seara asta, rememorând cumva evenimentul, de câteva versuri ale lui Radu Gir. Radu Gir, unul dintre poeții și de sfinții închisorilor, Radu Gir are o poezie care zice așa, chiar strofa de început. Azi noapte Iisus mi-a intrat în celulă. O, ce trist și înalt era Crist. Luna venea după el în celulă și îl făcea mai înalt și mai trist. Când a intrat preotul ăsta la mine în aprozarul librărie, era înalt și trist. Așa mi s-a părut mie, îmbrăcat în roba aia specifică preoților ortodoxi, a venit să caute o carte despre reformă. N-aveam eu cine știe ce, am recomandat o carte
Și în discuții, la un moment dat, am ajuns să vorbim despre Luther și reforma produsă de Luther, părintele protestantismului. Și atunci preotul mi-a zis un lucru legat de conflict, pe care îl țin minte și acum, și care mă urmărește în fiecare, aproape în fiecare moment în care am de-a face cu conflictul. Preotul mi-a zis așa: mă, copile, din orice ceartă, ambele părți ies sfâșiate. Din orice ceartă, ambele părți. Nu doar cel vinovat, nu doar cel cu gura mare, nu doar cel nevinovat, ambele părți ies sfâșiate. Bineînțeles că el se referea la cearta pe care Martin Luther o avea cu papa de la Roma în 1500, dar este adevărat și astăzi. Din orice ceartă, ambele părți ies sfâșiate. Nu e așa? Mă uit la voi și vă întreb dacă nu e așa, pentru că chiar dacă arătați bine, eu știu că ați trecut prin conflicte. Ați trecut? Splăcute? Nu splăcute. Nesfâșie? Cu cât este mai de amplitudine conflictul acela, cu cât este mai profund conflictul acela, cu atât nesfâșie mai tare. Din orice ceartă, ambele părți sunt sfâșiate. Întrebarea este, conflictele apar. Întrebarea pe care vreau să ne punem, să căutăm un răspuns la ea în seara asta, este cum putem să purtăm conflictele pe care le avem, în așa fel încât să le putem transforma, dacă se poate, în momente de, dacă nu de reașezare a relațiilor, în momente de binecuvântare chiar. Spuneam, conflictele apar, fie că ne place, fie că nu, conflictele vin. Au venit încă de la începutul existenței Pământului și vor continua să tot vină. Conflictele sunt ceva universal de ani, de milenii, de mii de ani. Când ești pregătit mai puțin sau când ești pregătit, iată conflictul. În domenii în care ți se pare că este nesemnificativ sau în domenii foarte importante pentru tine, la locul de muncă, în familia lărgită, în familia restrânsă, apar conflicte. Uneori conflictele au intensități, avem noi expresia asta, e o ceartă într-o furtună, într-un pahar cu apă. Și în mijlocul conflictului îți vine să zâmbești. N-are importanță prea mare, dar tot îl duci. Alteori, conflictele sunt atât de profunde, certurile sunt atât de serioase, încât te întreb dacă vei reuși să ieși cu sufletul întreg din toată povestea. Apar din motive diferite conflictele. Uneori sunt foarte cunoscute, foarte clare motivele pentru care purtăm unele conflicte. Sunt situații, voi sunteți încă tineri, poate că n-ați întâlnit astfel de situații, dar veți întâlni, sunt situații în care se tensionează o relație și nu știi exact de ce. Ți se spun unele dintre motivele pentru care cred sau se zice că s-ar fi tensionat relația aceea, dar în spate de fapt se află o altă agendă. Se urmăresc alte scopuri, alte interese. Există în Biblie cel puțin două astfel de momente în care împărații se plâng de faptul că s-a stârnit o ceartă, dar cearta aia are alte rădăcini. Vă aduceți aminte momentul în care Naaman sirian vine să se curețe, să capete vindecare în Israel și împăratul, când află că ăsta a venit cu scopuri din astea, dincolo de capacitățile lui, zice, caută motiv de ceartă cu mine. Caută motiv de război. Motivele pot apărea din motive, conflictele pot apărea din motive diverse, pot fi de intensități diferite, pot apărea în domenii diverse, pot fi de scurtă sau de lungă durată, conflicte care necesită puțin efort sau efort însemnat pentru a le rezolva. Nu ne plac conflictele, vă plac? Să știți că sunt oameni cărora le plac. Eu îi numesc patologici. Chiar am întâlnit câteva persoane, unele dintre ele am și îndrăznit să-i spun. I-am zis, tu nu reziști dacă n-ai un conflict. Așa e? Nu poți. Te trezești dimineața, când toate lucrurile sunt liniștite, ceva e anormal. Vrei să fii tensionat tot timpul. Ăsta este omul care are o aplecare patologică, bolnăvicioasă spre conflict. Ne debarasăm de el, eu nu cred că un astfel de om are ce căuta sau este, poate fi copil al lui Dumnezeu. Dar pentru noi toți ceilalți, conflictele nu sunt ceva plăcut. Nu? Vă place să aveți conflicte? E ca o piatră în pantofi, știți?
dacă te-ai certat cu mama dimineață, oricât de mult ai vrea tu să ignori momentul acela, sau cu sora, sau cu fratele, sau cu, eu știu, cu prietena, cu prietenul, nu zic cu logodnicul că acolo se sfârșește lumea, căzut cerul, totul este plumburiu, dormeau adânc scricriele de plumb și flori de plumb și funerar mormânt, bacovian totul. Dar indiferent de intensitatea, de domeniul în care a fost conflictul, dacă l-ai avut astăzi, e ca o piatră în pantof. Toată ziua te tot întorci cu gândul la el. Dacă ești nepocăit în proces, vom vedea imediat, te întorci cu gândul la el, cu gândul să-l continui. Vi s-a întâmplat să faceți duș și în mintea voastră să continuați conflictul pe care l-ați avut acum 5 zile? Și te gândești așa, acum, dacă aș avea, ea zice. Și îți pui în minte ce ea zice. Acum ți se pare că ai argumente mai pertinente. Acum ți se pare că ești mai... ai ieșit oricum mai bine din conflict decât ai ieșit inițial. Ne întoarcem la ele. Sunt ca o pietricică în pantof care ne deranjează. Nu ne fac conflictele tocmai pentru că ele schimbă cumva molcomul, calmul, mersul normal al lucrurilor. Nu ne mai plac conflictele și pentru alte motive. Vă mai enumer încă două. Unu, pentru că apasă foarte tare pe sentimentele noastre. Niciun conflict nu e purtat la rece. Ei doi stau liniștiți, bându-și cafeaua și vorbesc. Toți din jur cred că este o pace incredibilă. Ei, de fapt, au un conflict. Nu există asta decât cu oameni. Sunt oameni care au potențialul de a te tensiona fără ca ei să se tensioneze. Dar totuși atmosfera devine încărcată. O simți, tai cu cuțitul tensiunea de acolo. Conflictele apasă pe sentimentele noastre. Stârnesc sentimentele noastre. Ne-am crezut până la conflictul ăla mai însemnat din viața noastră oameni pocăiți. Noi cu răzbunarea, știți că am citit să nu vă răzbunați, Domnul este... Noi n-am crezut că vreodată ne-am putea gândi. Dar de când conflictul cu prietena, cu prietenul care te-a bârfit, te-a vorbit, te-a nu știu ce, numai la asta stă gândul. Devine problematic. Conflictele nu ne plac pentru că ele stârnesc în noi emoții puternice, emoții conflictuale, emoții de care nu ne-am crezut în stare. Emoții care cumva ne dau peste cap mânie, răutate, dorință de răzbunare, neiertare. Și nu ne mai plac conflictele și pentru că stârnind în noi astfel de emoții, ele chestionează foarte tare identitatea noastră. Și ăsta e punctul vulnerabil de care vreau să ne ocupăm în seara asta. Chestionează foarte tare identitatea noastră. A trecut conflictul. Ei zis-o. Și după ce a trecut 2-3 zile, începi să te uiți în oglindă, să te gândești. Cine ești tu, cel sau cea, care a făcut așa? Care a vorbit în felul ăla? Care a avut atitudinea aia? Și încetul cu încetul Duhului Dumnezeu bate la ușa vieții tale și te întreabă, îți place ce vezi în oglindă? E normal să fie așa? E duhovnicește să fie așa? Și nu ne plac conflictele tocmai pentru că tensionează și chestionează identitatea noastră. Sunt momente în care identitatea noastră, conflictul, identitatea noastră o cerne. Unii dintre noi suntem în conflict, după ce a trecut conflictul, prăpăstioși. Uitându-ne în oglindă, începem să ne gândim, dar eu nu merit să fiu iubit. Sunt eu un om bun? Alții devin mai tensionați. Dar se mai merită să fiu un om bun după ce ai pățit ceea ce ai pățit? Iată conflictele. Cu toți am trecut pe acolo. Cu toții vom trece pe acolo. Și vreau să vă mai spun încă ceva, ca un om care se află pe platoul vieții, ca să nu zic altfel. Conflictele ne vor, tot timpul ne vor chestiona, ne vor cerne identitatea și chiar dacă înainte de conflict ni se pare că suntem pregătiți, aproape niciodată nu suntem cu adevărat în stare să le ducem bine până la capăt. Mai ales dacă nu ne luăm timp să analizăm cine devenim,
și cum reacționăm în relațiile noastre cu oamenii. Mai ales dacă nu punem niște principii foarte clare la baza vieții noastre, de care să ne aducem aminte în momentele tensionate. Deci cum să faci conflictul? Ce principii ai putea pune? Cum să duci astfel de momente care vor veni? Te va supăra cineva la un moment dat. Te va afecta, va avea o atitudine față de tine, va avea niște cuvinte, se vor întâmpla niște lucruri. Cum poți să duci conflictul? Trei lucruri pe care vreau să vi le spun, trei verbe care vă ajută în conflict. Le-am spus într-un singur cuvânt ca să le reținem ușor. 1. Cum să duci conflictul? 1. Comunică. 2. Controlează. Și 3. Negociază. Pentru a ajunge bine, pentru a trece peste furtuna, câteodată peste taifunul, peste tsunamiul unui conflict, trebuie să faci aceste trei lucruri. 1. Comunică. 2. Controlează. Și 3. Negociază. Să luăm pe rând. Comunică. Primul lucru pe care trebuie să-l faci în conflict este să comunici. Să comunici. Nu să te cerți. Să comunici. Și aici este prima capcană pe care diavolul ne întinde în conflict. Ne cheamă să ne certăm. El spune, ea spune la un moment dat, el spune, la un moment dat vorbesc unul peste celălalt, devine un vacarm, fiecare caută să-și spună poezia fără să se uite în dreapta, fără să asculte pe celălalt, fără să ia cont, fără să țină cont de celălalt ce zice, i s-a întunecat mintea, furia, cearta l-a făcut aproape surd tot ce zic ceilalți. Vrea să meargă înainte. Atacă, rănește. Iată prima tentație. În conflict. Să te cerți. Există un verset în Psalmul 39:1 care zice așa. Ziceam, voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. Îmi voi pune frâu gurii, cât va sta cel rău înaintea mea. Îmi povestea un prieten foarte drag în inimii mele, s-a făcut Timișorean de curând, nu mai e atât de drag, dar na. Îmi povestea că a avut un moment în care a venit un prieten la el să-i dea mașina, să-i repare mașina, el se mai ocupa și de treaba asta, deși el e antreprenor, dar din pasiune făcea și reparații de mașini. A venit ăsta să-i repare mașina, na, și o făcea fără bani și fără plată. Și cumva, nu știu ce s-a întâmplat, că au venit și s-au supărat și ăsta care a adus mașina la el a reparat, a simțit cum îi crește tensiunea și începe să se răstească la el și să vorbească rău și să fie din ce în ce mai tensionat, simțea cum, vedea cum îi creșteau venele la cap, la gât, zice, mamă! Și atunci mi-a venit în minte versetul ăsta. Am tăcut cât a stat cel rău înaintea mea. O comunicare bună în conflict începe cu tăcere. Nu te grăbi să spui vorbe. S-ar putea să rănești. S-ar putea să îți pară rău că le-ai spus și să vrei să le iei înapoi și să nu le mai poți lua înapoi niciodată. Taci. Dacă fierbe sângele, taci. Dacă vezi negru în fața ochilor, impuneți să taci. Tăcere. Știți că în comunicarea pe care noi o folosim în mod frecvent, cuvintele ocupă un rol nu atât de important. Comunicarea verbală este una dintre comunicările pe care le folosim. Mai există și altă comunicare, non-verbală, paraverbală, tăcând. Noi comunicăm în continuare. Taci. Dacă ceea ce vine să-ți spui nu ajută, taci. Există o cântare pe care noi o cântăm și care spune, o citez așa din memorie, zice, să nu dărâm ce tu zidești, să nu zidesc ce tu dărâmi. Taci, că încă nu știi ce vrea să facă Dumnezeu. Și apoi începe să vorbești. O comunicare e importantă, comunicarea e importantă în conflict. Foarte importantă. Vă dau câteva argumente biblice și apoi vedem ce trebuie să comunici în conflict. În conflict, fiecare dintre părțile implicate trebuie să-și răspundă la câteva întrebări pertinente.
dacă reușesc să oprească nebunia vorbelor, a atitudinilor, a răutăților pe care și le spun și să răspundă la acele întrebări, vor reuși să treacă cu bine peste prăpastia care s-a căscat în fața lor. Dar de ce e important să comunicăm? Important să comunicăm pentru că prin comunicare vom salva relațiile sau lipsa comunicării distruge iremediabil o relație. Dacă te duci înainte cu gândurile tale, tu crezi că ai înțeles ce a făcut celălalt. Tu crezi că știi că a fost răutate, că a fost reavoință, că, eu știu, a fost nepocăință, dar s-ar putea să ai surprize. Să nu fi fost chiar așa. De aceea e important să comunici. Lipsa comunicării distruge relațiile. Am predicat, cred că aici la voi în biserică, despre David și Absalom. Dacă n-am predicat, o să predic într-o zi. Despre David și Absalom, despre relația dintre tată și fiu. Știți ce a distrus relația asta? Lipsa comunicării. În momentul în care Amnon curvește cu... o necinstește pe sora lui, pe Tamar, Tamar fiind soră bună cu Absalom. Biblia spune două lucruri. Trei lucruri. Unu, Absalom s-a înnegrit de supărare, dar a tăcut. Doi, spune că Tamar s-a îmbrăcat diferit și că va sta totdeauna la masa lui Absalom din momentul acela. O avea tot timpul în fața ochilor. Și trei, dacă citiți cu atenție, veți afla că Absalom își va numi o fiică Tamar. David putea să facă dreptate atunci, să comunice, să aplaneze acel conflict. A tăcut. Absalom își planifică răzbunarea. Îl omoare pe frate-su și apoi fuge la bunică-su. Și în continuare David tace. Când, prin intervenția unei străine, David îl cheamă pe Absalom la Ierusalim, pentru 2 ani, David îi interzice lui Absalom să-l vadă. Până nu dă foc unui teren, David nu-l va primi pe fiul-su în audiență. Când îl primește într-un final pe fiul-su, este prea târziu. Relația este distrusă definitiv. Și știți ce va face Absalom după aceea și cum va muri și cum va plânge David. Lipsa comunicării distruge iremediabil o relație. Nu știu dacă aveți sau nu conflicte pe rol. Nu-i treaba mea, e bine să nu aveți. Dar dacă aveți, dacă veți avea astfel de conflicte, una dintre întrebările pe care eu le am tot timpul în inimă în astfel de momente este: vreau să am o relație cu omul acela? Pentru că dacă vreau să am o relație, relația trebuie salvată. Și ca să o salvez, trebuie să comunic. Îmi spun asta, acum știți că eu am mai zis aici, eu sunt tată de 2 băieți. Amândoi sunt adolescenți. Adolescenții au atitudini. Au vorbe. Când au atitudinile și vorbele, trebuie să-ți pui întrebarea asta ca om matur. Vrei să ai relație cu adolescentul tău? Dacă da, vei închiți și vei comunica. Bine, nu-ți vei distruge relația aceea. Lipsa comunicării distruge iremediabil o relație. Lipsa comunicării duce la fapte necugetate. Lipsa comunicării duce la fapte necugetate. Ai fi putut face din omul acela un prieten pe viață. Iarăși, eu sunt așa, la vârsta la care sunt eu. La vârsta mea, lucrurile încep să se cearnă și prietenii adevărați și foarte aproape de inima ta sunt puțini și trebuie să-i construiești și să menții prieteniile alea multă vreme, cu efort și dedicare. La vârsta voastră aveți sentimentul că aveți foarte mulți prieteni. Câți urmăritori ai pe Insta? Da, nu se mai poartă Insta, iertați-mă. La mine e cu Facebook. Așa de bătrân sunt. Nu contează câți urmăritori ai și nu vor fi atât de mulți prieteni. Fui putut face din omul acela cu care ai astăzi un conflict un prieten pe viață, dacă ai fi știut cum să porți conflictul ăla. Dar lipsa comunicării te-a dus la fapte, te poate duce la fapte necugetate. V-ați întrebat de ce, vreodată, v-ați întrebat de ce Cain, fiul lui Adam și al Evei, a făcut ce a făcut?
Eu cred, părerea mea, e că la mintea lui s-a urcat ideea că Dumnezeu îl primește mai bine pe Abel. Dumnezeu își avertizează la un moment dat. Păcatul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. El nu ascultă, nu comunică, merge în mintea lui, trăiește în propria minte, în propria inimă, în propriile păreri, nu ascultă pe nimeni și merge înainte, făcând fapte necugetate. Lipsa comunicării. Acum, cei care sunteți căsătoriți de aici, știți experiența asta pe care o trăiți la nesfârșit în familie. Ai avut sentimentul că ai dreptate într-un diferent pe care l-ai avut cu soția ta, cu soția nu te cerți. Ai mici diferențe de opinie. Și ai avut sentimentul că ai avut dreptate. Până când? Știi până când? Până când ai stat de vorbă cu ea. Când ai stat de vorbă cu ea, realizezi că lucrurile pe care le-ai gândit tu, felul în care ai gândit tu, nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa. Și pentru că nu-i chiar așa, trebuie să te schimbi. Să realizezi, eu mi-am și pus în minte, nu te du prea departe cu gândurile, mai bine stai de vorbă, că niciodată n-ai dreptate. Că niciodată n-ai dreptate. Să știți că e confirmată treaba asta. Și științifică, știți niște cercetători de la care au confirmat asta. Lipsa comunicării face ca omul să se ducă în direcția unor fapte necugetate. De aceea e importantă comunicarea. Zidește relații și te menține de la rău. Remarcați ce zice aici Apostolul Pavel? Fie-vă groază de rău. Groază de rău. Și lipiți-vă tare de bine. Remarcați cuvintele dure, groază și tare. Comunică. Ce să comunici? Comunică. Ce să comunici? Unu. Spuneam, într-un diferent de opinii, într-un moment dificil, de tensiune între relații, e foarte important ca ambii parteneri de relație, în momentul acela, să-și pună câteva întrebări și să caute răspunsul la ele. Unu. Prima întrebare. Care sunt faptele? Care sunt faptele? Ce s-a întâmplat? Dacă nu avem fapte și discutăm despre opinii, discutăm despre ce credem noi că s-a întâmplat, ne certăm degeaba. Care sunt faptele? Puneți-vă jos. Poți să comunici întâi cu tăcere. Îi spui așa, uite, eu în seara asta nu pot vorbi că sunt prea nervos. Nici n-am mâncat bine, nici n-am dormit bine azi noapte, sunt prea nervos, mi-e teamă că spun cuvinte care nu trebuie spuse. Hai să ne întâlnim mâine la cafea. Și mâine îți spun varianta mea și după aia, sau îmi spui varianta ta și după aia îți spun și varianta mea. Trebuie să descoperim care sunt faptele. Dacă nu descoperim care sunt faptele, dacă ne ducem după ce a zis o mătușă, nu știu unde, ce a zis un prieten de la colț de stradă, niciodată nu vom ajunge cu adevărat la adevăr. Știți ce zicea Domnul Hristos la un moment dat? Când va veni Mângâietorul, El are să vă conducă, să vă călăuzească în tot adevărul. Trebuie să descoperi, să lași ca Duhul lui Dumnezeu să descoperi tot adevărul. Aici trebuie să dai la o parte cele două atitudini, una specifică bărbaților, băieților și alta fetelor. Atitudinea bărbaților este atot suficiența. Nu trebuie mie să știu, că știu eu. Nu spune mie. Spun eu cum stau lucrurile. De ce să nu spună și ție? Ascultă. S-ar putea să descoperi lucruri pe care nu le știi. Sau în partea feminină, suspiciune. Sigur e ceva mai mult. Ascultă. Pleacă de la prezumția că omul acela este nevinovat. Ascultă-l. De ce să pleci de la ideea că este cu siguranță un mare, mare vinovat? Veți spune, păi da, mi s-a mai întâmplat. Păi dacă ți s-a mai întâmplat cu el, înseamnă că deja ai un drum, ai un parcurs și poți să pui relația aceea în locul în care trebuie să fie. Fără să te cerți, fără să ai nu știu ce conflicte. Ascultă. Trebuie să afli adevărul, faptele pure, realitatea. Este etapa curiozităților, nu a certitudinilor. Nu este etapa în care stabilești vinovații, nu e etapa în care ridici tonul, nu e etapa în care faci presupuneri. Unu, ascultă. Faptele. Care sunt faptele? Doi, intenția. O, și câte probleme avem aici. Cu ce intenție s-au făcut faptele astea?
Ce intenție? Păi, presupunem că intenția a fost, zice, să suntem români. Rea. A vrut să mă rănească. A vrut să mă jignească. A vrut să mă înjosească. A vrut să-mi facă rău. Și dacă n-a vrut. Și tu mergi în continuare cu conflictul, i-ai întors spatele, nu vrei să comunici, crezând că știi intențiile. Ascultă. Pune întrebare. Uită-te în ochii lui. Nu presupune că celălalt a intenționat lucruri rele. Când ne simțim răniți, credem că celălalt a intenționat să ne rănească. Când ne simțim desconsiderați, credem că celălalt a intenționat să ne desconsidere. Și concluzia e rapidă, gata, așa a făcut. Dar două lucruri aici. Încearcă să nu pui răul înainte. Mai ales dacă este vorba de un copil al lui Dumnezeu. Încearcă să fii un pic mai deschis. Să pleci la prezumția, așa cum ziceam, de nevinovăție. Și doi, încearcă să-i oferi celuilalt îngăduința pe care ți-o oferi ție. Cât nu vreau să te întreb, ți s-a întâmplat vreodată să fi vrut să faci binele, cum zice Apostolul Pavel, și răul să fi stat lipit de tine? Să fi vrut să ajuți un om și în proces să-l fi rănit? Dacă ești onest înaintea lui Dumnezeu, și Dumnezeu te-a văzut, Dumnezeu a văzut că inima ta a fost bună. Intențiile tale au fost curate. N-ai vrut să calci în picioare, n-ai vrut să jignești, ai fost neatent, ai fost obosită, ai fost venită după o perioadă grea, dificilă, ai fost, te durea stomacul, te durea capul, aveai probleme acasă, ai fost neatent. Pur și simplu nu l-ai ascultat până la capăt. Păi da, certuri. Nu m-a văzut în biserică, mi-a întors spatele, nu mi-a răspuns la salut. Încearcă să vezi care a fost intenția. 1. Faptele. Toți trebuie să răspundem la întrebarea asta în conflict. Faptele. A, ne certăm fără să vrem să știm faptele? Înseamnă că avem o altă problemă. 2. Intenția. Care a fost intenția? Și 3. Contribuția. Contribuție. Tu, cu ce ai contribuit la situația aceea de a ajuns în tensiune? Vezi, zice, eu? Cu nimic. Eu doar am pățit. Eu n-am făcut. Și cu toate astea, s-ar prea putea câteodată, nu zic de fiecare dată, dar câteodată vine să se împartă. Asta știe fiecare consilier creștin, fiecare slujitor, când se duce să împace doi soți. Dacă stai de vorbă cu fiecare pe rând, ești aproape gata să semnezi care dreptate fiecare. Dacă pui la oaltă cele două mărturii, sunt contradictorii, dar când ai stat de vorbă cu ei, fiecare avea dreptate. De ce? Cum? Păi vina întotdeauna să împarte. De fapt, vinovați suntem toți. Și vinovăția noastră merge până acolo că a trebuit să moară pentru noi Hristos. A trebuit ca Hristos să ridice vinovăția noastră. Comunică. Ăsta e primul lucru pe care trebuie să-l faci. Să comunici. Trebuie să te cunoști bine. S-ar putea ca nu în orice moment să poți comunica. Să nu fie bine ca în orice moment să te pui să vorbești. Când stă cel rău înaintea ta, când simți că îți fierbe sângele, când vezi rău înaintea ochilor, când mânia îți dă târcoale, taci. Și alege să comunici în momentul în care începi, într-un mod foarte onest, să răspunzi la aceste întrebări. 1. Care sunt faptele? 2. Care a fost intenția? Și 3. Care a fost contribuția fiecăruia? Primul lucru pentru rezolvarea unui conflict, poate cel mai important dintre ele, este comunicarea. Să știi să comunici. Să vrei să comunici. Să fii deschis să comunici. Remarcați, mai subliniez încă o dată, nu zic ceartă. Fiecare spune poezia. Nu vrea să asculte pe celălalt. Nu dă importanță celuilalt și nu-i desemnează un spațiu de primire.
ceartă, necomunicare. Întrucât atârnă de voi, zice Apostolul Pavel, vă întreb, atârnă de noi comunicarea? În cele mai multe cazuri, da. Putem face eforturi în a comunica. Și îmi vezi zice, dar frate, am făcut, nici nu vrea. Tocmai de aceea, atât de frumoasă e Scriptura, zice, întrucât atârnă de voi. Când ai făcut tot ce era uman posibil tu, poți să ai inima liniștită, dar să fii făcut. 1. Comunică. Ce să comunici? Adevărul. Adevărul. 2. Controlează. Ar fi minunată tensiunea că ar ajuta la dezvoltare dacă ar fi între roboți. Zută la cu care l-a făcut Elon Musk. Stea doi roboți la masă. Faptele. Îți trimite chitanța. 1, 2, 3, 4, 5. Intenția. Minunată ar fi comunicarea între doi roboți. Între oamenii, comunicarea este mai dificilă și cearta este tensiunea, conflictul este mai complicat. Știți de ce? Pentru că apare un element specific nou oamenilor. Și anume sentimentul. Sentimentul. Ceea ce ne face, cum spuneam adineaur, să ne fiarbă sângele. Ceea ce ne ridică tensiunea. Apar sentimentele. Și când zic controlează, zic controlează-ți sentimentele. Adeseori certurile au ajuns în puncte dramatice. Au făcut ca relațiile să devină otrăvitoare. Nu pentru că realitatea făcea să se ajungă acolo. Nu pentru că intențiile au făcut să se ajungă acolo. Nici pentru că fiecare contribuție a făcut să se ajungă acolo, ci pentru că sentimentele nu au fost controlate. Nu au fost ținute în frâu. Controlează sentimentele. Fiecare conflict în care nu este adusă comunicarea și nu este controlat sentimentul, ajunge la un moment dat să fie otrăvitor. Controlează. Controlează. Dacă vrei să poți rezolva un conflict, trebuie să-ți poți controla sentimentele. Dacă eu nu voi controla sentimentele, ele vor ajunge să mă controleze pe mine. Asta știu că am predicat-o la voi. Despre Solomon și sentimentele lui. Iedidia. Cum ajungi de la Iedidia, iubitul lui Dumnezeu, iubit de Dumnezeu, la Solomon târât de iubire? Drumul trece prin incapacitatea de a-ți controla sentimentele. Te lași dominat de ele. Când ești furios, ești furios. Când iubești, zici că iubești, derupi totul în jurul tău. Controlează. Controlează sentimentele ca să-ți poți controla vorbirea. Controlează sentimentele ca să poți să controlezi situațiile în care te afli. Vă aduceți aminte de Simeon și Levi? Și pe asta am vorbit la voi. Simeon și Levi n-au reușit să-și controleze sentimentele. S-au simțit atât de afectați de ce s-a întâmplat între sora lor și Sihem, încât au hotărât, pe baza felului în care se simțeau, să dea la o parte tot și să-i omoare pe ăștia și să facă atât de mult rău. Punctul nostru vulnerabil stă adeseori în sentimentele noastre. Și dacă vrei cu adevărat să poți rezolva un conflict, trebuie cu multă rugăciune, multă rugăciune, cu multă odihnă în Hristos, să acționezi cu sentimentele ținute în frâu, nu pe baza sentimentelor. Nici nu vreau să știu câți bărbați își distrug copiii pentru că sunt prea furioși. Câte mame fură copilăria copiilor lor pentru că sunt prea furioase. Acolo, în spatele ușilor închise, își permit luxul de a lăsa sentimentele să danseze pe masa vieților. Sentimentele sunt importante. Dacă veți deschide Evanghelia, veți vedea importanța pe care Dumnezeu o dă sentimentelor. Domnul Hristos o dă sentimentelor.
ne spune de atâtea ori că ne iubește, ne spune de atâtea ori, ne cheamă de atâtea ori să auzim că nu trebuie să ne fie teamă, să nu vi se tulbure inima, aveți credere în Dumnezeu, aveți credință, să aveți puterea să mergeți mai departe, voi fi cu voi, voi sunteți mai depres decât multe lucruri, știți voi, toate expresiile acelea prin care Hristos ne transmite încredere și se adresează sentimentelor noastre, dar sentimentele, deși importante, ele nu trebuie lăsate să domine. Certurile devin adevărate incendii dacă peste ele este turnat combustibilul ăsta, gazolina asta, cherosenul ăsta, a unor sentimente neținute în frâu. Dacă vrei cu adevărat să treci bine peste momentele tensionate într-o relație, trebuie să-ți controlezi sentimentele. Ba mai mult, nu doar să le controlezi, ci să le pui și în discuție. Când lucrurile s-au mai liniștit, eu cred, nu avem dreptul să zicem celuilalt că sentimentele lui nu contează. Pentru că suntem oameni și sentimentele sunt parte integrantă din noi. În felul în care ne simțim e important. Dar nu tot timpul trebuie ca ele să primeze. După ce ne-am liniștit, putem să stăm de vorbă. Uite, eu m-am simțit dat la o parte de tine. Uite, eu am simțit asta. Și încetul cu încetul punem în cuvinte. Și punând în cuvinte, analizăm ca doi oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și sunt iubiți de Dumnezeu. Altfel, sentimentele tind să explodeze, să controleze. Și controlând, când controlează tot, sentimentele distrug tot. De ce credeți că, zice aici Apostolul Pavel, versetul 19, prea iubiților, să nu vă răzbunați singuri? De ce revine la tema asta? Pentru că dorința de răzbunare își are rădăcina în niște sentimente care nu sunt controlate. Mi-am spus niște lucruri care m-au făcut să explodez și să m-au îndemnat, mă duc înspre acel gândul răzbunării. Prea iubiților, să nu ajungeți acolo. Să nu vă răzbunați singuri. Să nu vă răzbunați singuri. Controlează-ți sentimentele. Două lucruri până acum. Unu, pentru a putea trece bine peste prăpastia conflictelor. Unu, comunică. Ce să comunici? Adevărul. Doi, controlează. Ce să controlezi? Sentimentele. Țineți-le în frâu. Nu zic să le anulezi, nu zic să le dea cu totul la o parte, ci să le ții în frâu. Poate nu e chiar așa. Poate nu e chiar atât de rău. Du-te acasă, fă un duș, mănâncă ceva bun și culcă-te. Știți că în business este expresia asta să dormi o noapte peste contract. Nu semna. Este o practică a oamenilor de afaceri. După ce am negociat tot, după ce am analizat fiecare subpunct și subpunct al subpunctului în contract, când suntem gata să semnăm, zicem, ok, punem pixul jos, și ne întâlnim mâine să semnăm. Noaptea întotdeauna este un sfetnic bun. Nu semnăm acum. Du-te acasă. Nu lăsa conflictul acela să ajungă la sentimente și nu lăsa sentimentele să conducă conflictul. Du-te acasă, odihnește-te și mâine vei gândi altfel. Intră în cămăruța ta, roagă-te și în felul ăsta țineți sentimentele în frâu. Și trei, închei. 1. Comunică. 2. Controlează. 3. Negociază. Într-un conflict, ca el să ajungă o sursă de binecuvântare, de creștere, de dezvoltare, trebuie să câștige ambele părți. Nu putem pleca într-un conflict, într-un gând, zicând doar eu să câștig, doar eu să ies cel care are dreptate, doar partea mea să se vadă, celălalt nu contează, să-l calc în picioare. Remarcați o chestiune la care se gândesc la nivel macro, oamenii, inclusiv în războiul ăsta pe care îl ducem, de exemplu, îl duce Rusia în Ucraina, nu poți pe nicio parte dintre ele să o umilești. Pentru că umilința va chema un alt război. În 1918 se termină primul război mondial. Și ce se întâmplă cu Germania? Ce au făcut europenii cu Germania? Au umilit-o. În 1938,
prin 33 începe pregătirea, 38 începe al doilea război mondial, cu cap de afiș Germania. Nu umili pe nimeni. Într-un conflict întotdeauna trebuie să câștige, să fie luați în calcul ambii. Și tu și el. Câteva sfaturi foarte practice legate de asta. 1. Revin la ce spuneam adineauri. Relațiile sunt importante. Vă rog să nu considerați că vă puteți dispensa ușor de relații. Repet, întrucât atârnă de voi, păstrați relațiile. Luptați pentru relații. Mai ales dacă sunt în sânul Bisericii lui Hristos. Întrucât atârnă de voi, trăiți în pace. Nu purtați conflicte, nu duceți conflicte mai departe. Mi-e și groază, pun în cuvinte și treaba asta, mi-e și groază să mă gândesc că ar putea exista iubiți de-a lui Hristos, oameni din biserică ce duc mai departe conflictele părinților lor. De ce ești în conflict cu familia cu tare? Așa ai tu niște rezerve, niște atitudini, așa mai departe de ei. Ai argumente, adevărul? Sau pur și simplu duci mai departe ce a făcut mama și tata? Prețuiți relațiile. Atât cât atârnă de voi. Prețuiți relațiile. Relațiile sunt importante. Nu încălca în picioare oameni pentru care a murit Hristos. Nu închide definitiv o ușă. Nu spune cuvinte care nu se mai pot lua înapoi. Relațiile sunt importante. Mai bine pierzi decât să nenorocești o relație. 1. 2. Adevărul este eliberator. Căutați cu toată inima voastră de fiecare dată adevărul. Câteodată, ca să salvezi o relație, trebuie să spui adevărul. Până la urmă, și închei cu asta, în conflicte, așa cum spuneam, conflictul ne pune oglindă. Cine suntem noi? Cine suntem noi? Închei cu ce se spunea la început. În conflict, descoperim că, de fapt, putem duce conflictele cu adevărat, doar dacă suntem cu adevărat odihniți în Hristos. Nădejdea noastră este la El și în El. Avem rădăcina, avem temelia pusă în dragoste. În dragoste. Avem rezolvată acea mare relație pe care o avem cu Domnul. Dacă aceea este rezolvată, ne putem odihni știind că Dumnezeu veghează. Știind că lui Dumnezeu îi pasă. Știind că Dumnezeu vede. Ascultă-mă. Nu trebuie să tragi cu dinții. Nu trebuie să lupți cu pumnii pentru viitorul tău. Câtă vreme ești în mâna lui Dumnezeu. Nu ești în conflict cu nimeni și nimeni nu va ocupa locul tău. Câtă vreme te odihnești în promisiunile lui Dumnezeu. Când începi însă să te lupți în dreapta și stânga, să generezi conflicte, ceea ce s-ar putea să lipsească inimii tale, este tocmai această pace în Hristos. Vă rog, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Și Domnul să ne ajute și toată biserica să zică: aș vrea să vă chem la o rugăciune. V-ați uitat așa la mine, despre ce vorbește băiatul ăsta? Că eu n-am conflicte. Dar mâine vor veni. Te vei supăra, te vei agita, vei plânge. Poate că vei plânge mult. Și nu vei ști și nu vei vedea cum ai de făcut și ce ai de făcut. Tocmai de aceea, în seara asta, este momentul potrivit să stai de vorbă cu Dumnezeu despre acest domeniu atât de sensibil din viața tuturor oamenilor. Domeniul relațiilor și mai ales a relațiilor care se tensionează. Roagă-L în seara asta pe Dumnezeu să-ți dea odihna aia în El. În orice moment al vieții tale să știi că ești al Lui, că Dumnezeu te iubește, că Dumnezeu te-a săpat în palmele Lui, că te-a luat în brațe și n-are de gând să te pună jos, că te va purta în brațele Lui peste toate prăpastiile vieții tale. Lasă-L pe Dumnezeu să facă asta. Încrede-te în Dumnezeu. Îi putem spune: Doamne, dă-ne această odihnă în Tine. Știți că există un verset în Evrei care zice că atâta vreme cât stă în picioare promisiunea intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Astăzi stă în picioare promisiunea intrării în odihna Lui. Veniți de vă odihniți în El. Veniți de vă odihniți în El.
în promisiunile Lui. Și apoi cereți Lui Dumnezeu să vă dea viziunea Lui asupra relațiilor. Deci noi ca oameni repede am tăiat de pe listă pe unii și atât de repede am adăugat pe alții. Și adeseori tăiem de pe listă oamenii care ne pot binecuvânta și băgăm pe listă pe oamenii, pe oamenii care n-au ce căuta acolo pe lista aia. Rugați-vă ca Dumnezeu să vă dea lumină asupra relațiilor voastre. Lumină. Nu trebuie să vă depărtați prin conflict, dar să vă depărtați de toți oamenii de care trebuie să vă depărtați. Și să trăiți aproape cu toți oamenii care sunt buni lucrători în viața voastră. Să vă dea Dumnezeu lumină. Lumină. Rugați-vă să vă dea odihnă, rugați-vă să vă dea lumină și în momentele conflictului, trei puncte, o rugăciune ca o predică, în momentele conflictului, rugați-vă ca Dumnezeu să vă dea înțelepciunea de a face din conflictul acela un moment al binecuvântării. Să vă purtați în așa fel, să spuneți așa cuvinte, să aveți acea atitudine care vă face să fiți vrednici copii al lui Dumnezeu. Vă face să fiți ispravnici buni a relațiilor pe care Dumnezeu le-a lăsat în viața voastră. Credeți că ne putem ruga astfel? Ăla eu. Ne putem ruga astfel? Să se ridice în picioare doar cel care vrea să roage așa. Nimeni nu vrea să roage așa. Haideți cu toții să intrăm în această rugăciune. Și mă rog Domnul să binecuvânte relațiile noastre ale tuturor. Să avem încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu ne iubește și să-i mulțumim pentru toate relațiile bune pe care ne le dă. Cu toții ne rugăm.